Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la joaca voastră favorită și nefavorită în același timp 12 Minutes, care v-a cam plăcut, băieții. Îl avem și noi aici sau nu prea se încarcă browserul? Se încarcă, mă, doi cam joc, 12 minute. Deci, practic, o oră în joc egal un minut în realitate, cred că asta vrea să ne spună. Sau, nu-mi dau seama, sau o oră în joc egal cu tot un minut și aici sunt doar 12 minute în 12 ore, nu știu. Însă, am văzut niște articole legate de jocul acesta cu Hideo Kojima, parcă îl cheamă, că a văzut jocul și s-a făcut și lui poftă să facă un alt joc. Chiar îmi place ideea asta de joc top-down și cu multe în care se repetă ziua și e foarte interesantă ideea. În fine, dacă eu iau cuțitul și pot să înjunghi soția? No coming back from this. Dacă fac asta, sunt un ucigaș. Wow. Deci nu mă lasă să-i bag cuțitania. Honey? Scumpo? Am o surpriză pentru tine, am auzit că ești însărcinată. Yes? Da. Baby! I'm sorry. Pare rău, acum hai muri. Am înghiat un stomac și genera însărcinată. Oh, goodness. Se pune ca 2 kg sau? Jesus, e horror. Ok, deci, dacă n-ați văzut episodul anterior, este un joc în care ziua se repete iar și de un miliard de ori și nu știam că poți să te uiți pe gaura cheii. Cine mai ține minte, cum se numea jocul ăla? Spuneți repede în comentarii de ne alerga Jimmy prin casă. În fine. Deci, ne-am omorât soția, o să intrăm aici la țăcălie și o să vedem practic ce se întâmplă. Ideea e că în jocul acesta ziua se repete de un miliard de ori și pentru că se repete de atâtea ori, tu poți să încerci toate opțiunile posibile. Îți omori soția, sun la poliție, omori infractorul, pentru că peste noi intră un infractor în casă și nu știm de ce. Aparent, soția noastră a făcut ceva și a omorât tatăl și gen tipul ăsta vrea să se răzbune pe ea pentru că era prieten bun cu tatăl ei, ceva de genul, nu știm exact ce încercăm să aflăm. Sunt mai multe posibilități, așa că vreau să le încerc. O posibilitate bună pe care am citit-o în comentarii, pe lângă comentariile cu respect, a fost să să te ascunzi înainte ca soția să te vadă. Vii acasă, iei cuțitul și te ascunzi. Și ea nu știe că tu ești acasă și vine asta direct. El zice că e de la poliție, nenea, dar nu e de la poliție. Știu că o să explic pentru cei care, câțiva care n-au văzut episodul anterior. Gifiul în descriere, băieții, Energy Lab, codul RAV 12%, reducere chiar. Am ceva cu Snow Cone. Ce facem, mă, nu se... Am ceva cu Snow Cone, aroma destul de bună. Băieții restochează din greu starter kit-urile pentru că le cumpărați ca lumea. Ia. Credeam că m-am văzut din prima. Ce se întâmplă cu ăsta? Că eu dacă ies aici, el o să mă omoare, corect? Mă găsește? Aia e întrebarea mea. Cum pot eu să-l prind pe ăsta pe la spate? Fucking light switch. Nu s-a electrocutat. Credeam că s-a electrocutat. Hello? Ce se întâmplă? Pleacă? Sau ne găsește? Ah, se întoarce direct. Probabil a auzit. Hai sal. Wow! Pă bune? Hai, bă! Come on! Adică... Oh, Doamne Sfinte. Faza e că ziua se repete de fiecare dată, dar caracterul nostru ține minte. Și prima oară, polițistul ne bate. După aia începem să ne apărăm din ce în ce mai bine, din ce în ce mai bine. Și de data asta chiar... Goddammit, soția nu stai aici. Nu, bă, dar se mișcă prea repede. Pă bune? Ce căutai? De ce ai intrat după mine? Te mă zic că ai intrat, nu acum. Hai, hai pa. Ok, deci, dacă vrem să-i dăm stanul ăsta, ia facem aici la switch. Îl aprindem și se electrocutează. Hai să vorbim cu soția. Spune legat de polițist. Va veni un polițist peste noi. La ce te referi? Nu deschide ușa. Hai să încercăm să vorbim cu soția noastră. Ea nu știe că noi, la noi se repetă ziua non-stop. Could you leave the apartment? Explain the cop's connection to her father. The cop guy says that he was close. Tipul ăsta de la poliție? He says he was there when he died. This is personal for him. What are you talking about? My dad had a heart attack, sicko. You know. Tatăl meu a murit de un stop cardiac.
Dar ea aparent ne minte, așa și polițistul, că n-a murit de un stop cardiac, ci ea l-a omorât pe taică-sa. Poți să pleci? Poți să pleci din apartament? Glumești? Am făcut toate astea pentru noi seara aceasta. El o să ne rănească, trebuie să pleci. Doar eu? Tu nu vii? Nu pot, e complicat. Dacă vrei ceva timp singur, doar trebuie să-mi spui. Ok, probabil ți-aș fi spus altfel dacă o păcăleam. Nu i-aș fi spus că vezi că vine un polițist și vrea să ne omoare, așa că pleacă de acasă. Ask him not to open the door, insist about pleacă din apartament. Just humor me? Just go downstairs for like 5 minutes. Du-te jos 5 minute. Ok, dacă nu vrei să înțelegi atunci. Baby? Zic și eu nu știu. Soție, dacă nu vrei să ne înțelegi, eu... Hey. Jugulara. Sorry. Mai ții minte că n-ai vrut să pleci din apartament? Al naiba, acum sigur regretă. Hai, stai jos, oricum se resetează ziua. Poți să sting lumina, gen? Mă, eu dacă sting lumina aici, el o să se electrocuteze, corect? Ar trebui. Nu pot să mă ascund și sub carapea și să-i așa, surpriză! Bum! Adică nu pot să le iau pe ăsta pe la spate, e chestia. Stai telefonul ei. Bă, dar noi putem să încuiem ușa, oare? Loc. Putem să-l vedem pe ăsta la ușă? Sunt atât de multe întrebări pe care vreau să le explorez. Adică am atât de multe nedumeriri. Ok, cred că o să spargă ușa cel mai probabil. Adică nu e genul ăla de ușă puternică. Noi chiar dacă o încuiem... Da. E al naiba de nebun. Poți să-i dau pe la spate acum? Hai bă! Dar nici eu... Am plecat, pa. Hai, nu mă las să plec! Hai mă, du-te repede, du-te! Time skip-urile sunt cam ciudate. Poliția, deschideți! Hai! S-a culcat? Ba nu! Bună! Sunt de la poliție. Întoarce-te! Me? You? Yes, you! Hands behind your back, let's go! Hold still! Oare poți să-l omor cât timp e jos? Să-l aresteze? I don't know what you... This is a mistake. I don't... E o greșeală, te gândești la altcineva? I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk about this. Putem vorbi, nu e nevoie să mă alegi de mâini. Să mă la mâini. I don't know who you are, but... Faza e că ceasul ăla e ascuns în baie. Mă înțelegeți ce zic? Oare ea știa ce se întâmplă? Iubit, soț, mai e cineva pe aici? Adică ea sigur știa că e ceva în regulă cu ceasul ăla, sau? Ce l-ar fi ascuns atât de bine? Soțul meu e la muncă, va fi aici într-o secundă. Dar noi atunci. Wow! Acum 8 ani, tatăl tău o armă. Să aduci aminte? Hai să-mi dacă recunoaște soția. Te rog, jur. Poate o femeie nemernică. Dă-mi ceasul lui. Dă-mi ceasul, nu vreau să te rănesc. Dacă tot minți, o să devin creativ. Ajutor, ajutor. Bă, vine să o ajut, dar degeaba o ajut. Fii sinceră cu tine. Știai că se va întâmpla. Spune unde e ceasul dacă vrei să trăiești. E la baie în sistemul de ventilație. Bună, fată. Așa că pot să mă duc să-l bat. Cheia cu ea a plecat. Nu vei spune nimănui, jur. Deci ea știe ceva. Oh my god. L-ai găsit, da. What are you? Easy now. Deep breath in. No. No! I don't know who you are. Yes, bă! Ah, bă! N-are sens! Bă, n-are sens, bă! Lasă-mă să deschid și dau cuțitul! Omul nostru... Stă pe loc. Nu ne lasă jocul, știi? Aș fi vrut să le iau de la spate, dar bă, nu ai cum! Deci până nu-i dai stun, nu ai cum să-l salvezi. What? Ia că ne vede că luăm ceasul.
De ce îi faci asta? Nu știu ce cauți. Asta este, am plecat. Ia! Man, you are just all class today. What? Chiar pleacă? No shot, am făcut-o să plece. Deci noi când am, i-am cerut frumos. Bă, pleacă din apa. Eu nu plec. Imediat ce am luat ceasul, gata, am plecat. Deci, what? Eu uneori nu înțeleg ce se întâmplă. Știi ceva? Eu o să stau aici. I'm just chilling. Mă chilez. Excuse me, ma'am. Yeah? Follow me to your apartment. Nu, te cred că s-a întâlnit cu el. No. Da, da, o să-și ia stand, cred. Cam stins lumina. Nu te cred că s-a întâlnit cu el, pa bune. Pa bune, bro. Thank you. Mulțumesc. I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Va fi simplu dacă cooperezi cu mine. Stai pe loc. Ok. Hey. Ok, dude. What is going on? Așa trebuie că ai plecat din apartament, femeie. Will you come help me? Well, who come help you? Cine să te ajute? Ah, dar și nevoie aici? Someone is here. Femeia asta ne dă de gol, mă. This is a mistake. E o greșeală. Babe, will you tell me? Scumpule, spune-i. This is a misunderstanding. Brodere, aprinde-și tu lumina în dormitor. Look, I don't know. Don't have to handcuff me. We can talk this out. Du-te, bă, în dormitor. You're making a mistake. This is. Plimbă ursul. Așa spunea când ești cam plititea. Bați ascunsele și nu se plimba ăla. Plimbă ursul. Please, listen. This is more complicated. S-a dus peste tot numai în dormitor, nu? Please, just go. Bă, bune, nu te duci în dormitor. Now you, hands behind your back, please. Don't move. What? De ce nu se duce în dormitor? Dacă eram ascuns un pat! What do you mean? Poți să mă ascunzi un pat oare? Păi da, eu pot să tai astea. Da, dar mă doar mă împușcă. Uite ce am aici. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. Facem asta. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No, 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 hey. That can't be right. Salut. Bă, e prea funny. Cum merge așa, față în față. Bum. E prea robotic. Cum bă nu s-a dus în dormitor, omul e insane. E bun. Spray-ul cu piper era bun în cazul ăsta. Nu știu dacă e legal în România să ai în casă. Că dacă ai un spray cu piper, țac, ai dat-o odată și s-a terminat. Ce-i mă, Ionica? Ia să închidem noi ușa, să pornim interogările. Ia să încuiem noi odată. Sac. Și vine o mami să încoace. Oare mă electrocutez și eu, cum ar fi? A făcut scurt circuit, mă, și nu mai merge. Ia vină, mă, Ionica, încoace să discutăm un pic, că prea faci pe șmecherul aici. A, da? Ia stai tălică legat. Nu știu ce trebuie să fac, trebuie să descoperim. Că eu trebuie să-i fac ăstuia ceva, altfel se ridică. Și cred că trebuie să-l împușc în picior. Am încercat data trecută să-l înjunghi, gen, în picior, dar nu merge. Dar, dacă îi dau așa, vezi, arm, leg, vezi, îi dau un picior cu un gloante. Stai un pic, că n-am terminat. Colega și pune sara ca nevastă. Nu merge? Nu mă lăsă. Just made the biggest mistake. Ai făcut cea mai mare greșeală din viața ta? Let me go right now. Zipped handcuffs. De ce nu mă lasă la picioare să-i pun? Că era prea șmecher. Hai mă să vorbim, să vedem. Rezolv ceva cu ăsta. You are innocent. Murder charges. About daughter illness. Am vorbit de boală, parcă? Your daughter. Don't you cut me loose. Așa, you are innocent. Ask about the sham. Let me. I was gonna leave you out of this. Listen. Vrăjeală că nu ne lăsăm pace. Innocent. I don't have any all her, so. Lasă-mă să plec. Te pot ajuta. Nu o să mergem cu el. Am cooperat doar câtă cu el și ne-a omorât. De fapt, am făcut ending-ul cu el cu cooperarea, numai că ne-a dat ending-ul de laș. Gen, ne-am abandonat soția și am făcut chestia asta. Până la urmă am mers. Let me go. Ok.
Bun. Sunt curios dacă se ridică oare ce ne face, că nu mai țin minte, ne poate bate? În fine, hai să dacă se trezește soția. Pă bune! Cum te bate cu capul? Cum te bate oră cu mâinile legate la spate? Bă, nu există așa ceva, mă! Hai bă, tu... Ce face frățiorul ei? Pare centura neagră l-a bătut cu capul la cine, nu știu ce să mai zic. Cum te bate cu capul? Eu n-am văzut în viața mea așa ceva, nu se poate. O să trecem de la discuții. Am văzut de ce e în stare caracterul nostru, nu se poate bate nici... Gen, până ne bate și unul cu mâine legată la spate, e ok, așa că trecem la situația 2. Situația 2 e așa, îl pușcăm în picior. Trezirea la realitate! Te-ai trezit acum, mai ești? Ce se întâmplă? Ok, ok, nu fă pe victima, amice. Acum n-ar trebui să te mai poți ridica. Ascultă-mă. Da. N-ai nicio idee, acum 8 ani a fost așa. Deci noi discuțiile astea le-am mai avut odată. Sunt inocent. Mamă, câtă balta de sânge. Lasă-mă în pace, eu nu mă bag. Îi mai zic astea odată. Bun. Hai să-i dăm ceasul. Ce vrei? Sângerez. Nu pot să-i dau? No more questions for now. Poza asta ce e? Cam luat-o de pe frigider. New Year's Eve. Cum 8 ani? 413-555-0193. Cred că e fata lui. I won't tell anyone. Hello? Hi. Bună. Începe filmul, nu pot să vorbesc acum. What? N-am sunat bine? 413-555-0193. I'm bleeding. Sângerez, deci nu mai avem ce să facem cu ăsta. Putem împușca soția, e întrebarea. Deci nu avem ce să-i facem ăsta, degeaba sunăm la poliție. Și cu poza asta, credeam că poate lucru. Look at this picture. Yeah, so? What do you want? New Year's Eve, 8 years ago. Wait. Stai. Wait, the cops said the old man was killed on New Year's. But that's hundreds of miles away. She couldn't have been in both places. Please, I need... Nu putea fi în ambele locuri. Asta arată că e inocentă. Deci, practic, acum 8 ani avem poză cu ea că era de la Revelion și el a zis că de la Revelion ea și-a omorât tatăl, dar dacă era acolo, nu avea cum să-l omoare pe tatăl ei. Stai să-i dăm poza aia. Ia mai uite-te o dată aici. What about it? Look at the date. Uite-te la dată. December 31st. That's the day she murdered. Ziua în care el a omorât. No. That is the day he was murdered. But ziua în care el a fost omorât. I don't know. Dar ea era departe. No shit, it wasn't her. Nu era ea. She didn't kill him. Nu l-a omorât ea. Cine ar fi putut să-l omoare? Who could have killed her father? I don't know. Nu știu. Everything points to her. Totul duce la ea. S-ar putea ea să fi fost framed, cum se zice în română. Alright, listen up. Who could have killed her father? So, I don't. Everything. Ha, bă, trezirea asta, nu se mai trezește, nevastă. What do you want? Why are you? Just the house keys book. Those pills are strong. She's gonna be out for a while. Va dormi ceva timp. Hai să-mi pușcăm. Shit. Why? No point using the handcuffs now. Ce să fac eu cu cartea asta? It is only by forget that we ever really drop Anna. Okay. Just let me go, okay? House keys. Deci am aflat că nu cred că putea ea să-l omoare, atât tot. Și nu avem ce să-i facem ăsta, e că-l omorâm. Că momentan nu mai putem să-i zicem nimic. Să mai încerc o dată să sun pe fata lui. Just let me go, okay. Bumblebee. Nu e un cur telefoanele, ăsta e al meu, mă? N-am știu unde am sunat recent. Please.
Hai. Lasă filmul. Sorry, I can't talk right now. Nu poți să vorbesc acum. Leave a message or just text me. God damn it. Ok, trebuie să-l omorăm și să vedem ce facem după aia. Don't do that. I won't tell anyone. Please. Din păcate, mai avem de explorat până când putem... Oh, nu ne-a resetat. Dar nevasta nu se mai trezește, ești nebun. S-a făcut ora 2 sau ce mi-a arată? Ah, s-au trecut alea 12... Wait, but, stai, ce? But, ala naiba. God damn it. Odată... Uite-o, cu lumina prinsă se vede mai bine. LOL. Lma, că noi făceam cu lumina stinsă la... În fine. Germanii zic că se vede lumina și jos acolo. N-ai în ce caz, zic, normal că se vede cu lumina prinsă. Bun, fiți atent, vreau să vorbesc cu soția și să-i explic că am ceasul, da? Deci eu acum am am ceasul. Bun, hai să vorbim. Trezirea. Îi spunem așa. Se repetă ziua. Știu că e ciudat, dar ziua se repetă. Explică mai multe detalii. I haven't figured out how it all works yet, but for example, if I just wait and do nothing after about like 10 minutes, it just restarts. 10 minutes? 10 minute? It's pretty short. E destul de scurt. I know, and you always forget everything I told you. Tu mereu uiți. I'm sorry. Pare că aud asta, s-aud? Nu știu să-ți spun, scumpule. I'll prove it. Îți voi dovedi. Ia, hai, uimește-o. Îi dovedim că se resetează ziua. Choose what to prove with. Hai să vedem. Wait. What is it? You know what? Cam ceasul la mine. Jesus Christ. I found your watch in the. Am găsit ceasul tatălui tău în sistemul de ventilație. What? Ce? There's a man. And e un bărbat care zice că that you killed your father. What the fuck are you talking about? Ce ne-ai zis? Tell me the truth. Dar să-mi spui adevărul. Where is this coming from? Listen. I'm sorry, I'm living the same 10 minutes over and over and over again, so look, I'll prove it to you. Are you fucking dovedi. Feels like a joke I don't get. That Polaroid proves you're innocent. What? What are you talking about? You weren't even in the same city when your father died. I know you've been accused of killing your father, because I've been living the same 10 minutes over and over. I need you to tell me what really happened. I don't even know where to start. Nu știu unde să încep. My dad wasn't always the man he wanted to be. After I was born, my mom was really focused on me, and I guess my dad felt it doesn't matter. He started sleeping with my nanny. Oh, deci tatăl ei s-a început să culce cu dădaca. Ei. The start of my mom's spiral. Nothing was the same after she died. Și pe mama ei a murit. Am dat vina pe el. Era vina lui. His fault. And I poked at him a lot. We fought. Ne-am certat mult. Like the ones you love, right? Oh, nimeni nu te poate răni mai mult decât cei pe care îi iubești. I know that this is hard. Și că e dificil, dar trebuie să știu. Oricum se resetează ziua, nu mai contează. Yeah. Yeah. Da, de Revelion. Christmas Eve. He had caught me trying to sneak out, and I was so mad. I just poked at him and prodded at him, and he. El m-a lovit. A prins-o că voia să plece cumva, cred că de Revelion ea voia să plece undeva și el nu o lăsa, și ea totuși a vrut să plece, iar el a prins-o și a început să se certe și l-a lovit. El l-a lovit-o pe ea. Iisuse Hristoase. I saw red. Am văzut roșu. Mereu a avut arme pe lângă. He always had guns around. I grabbed one. Am luat una și l-am împușcat. What? Jesus. You what? No. Stai, ce? A supraviețuit? Wait, he survived. What? Ce? He didn't die on Christmas Eve. N-a murit de New Year's. No. N-a murit de ajunul Crăciunului, a murit de Revelion. I shot him on Christmas. Nu, l-am împușcat de Crăciun. L-am văzut. A venit ăla la ușă. No, he didn't die, not then. N-a murit atunci. Somebody must have came back and killed him a week later. A venit cineva și l-a omorât după. The Polaroid with your picture from the coffee shop. It proves you weren't there when he was killed. Că? This is too much. Erai acolo când el era mort. Sau când a murit.
Come on, I'll get it. I know you're home. Open the door. Cred că asta a fost tot dialogul. Și acum, mă rog, o să... Acum trebuie să resetăm ziua, nu mai e nimic de făcut. What did you say? Și cred că trebuie să-l prindem pe ăsta iar să-i spunem noile informații pe care le-am. No excuses. You have to listen to me. Trebuie să mă asculți. No, I do not. Only people I have to listen to are my daughter and my mother. Mama mea și fiica mea. Mama mea e moartă? Now shut up. Deci singurele persoane de care trebuie să ascult sunt mama mea și fiica. Ok, ok, amice. Da! No! No! Please don't stop. Da! Oh my god. Ia doar să uite, ești nebun. Deci a fost înscenată uciderea, că nu i-a omorât. Cum începem? 4-1-3-5-5-5-0-1-9-3? Nu știu dacă ea era. Hello? Hey. Ia. I got your number from your dad. Un număr de la tatăl tău. Așa, her father wants to arrest your wife. Îi spun fetiței lui Taxo. What? Că taică s-o vrea să-mi aresteze soția. Your dad says that my wife killed her father. He's coming to hurt her. This isn't funny, you... Nu e amuzant, ciudatule? Întrebă-o de cancer. Listen, I know about your situation. Și de situația ta. And I'm sorry for you. Îmi pare rău, cancerul e groaznic. Cancer is awful. Who are you? Fuck you. Cine ești? Du-te naiba. Într-adevăr, nu știu dacă avem ce să-i zicem, pentru că... pare doar straniu. De fapt, hai să scurtăm noi toată distracția asta și să deschidem ușa aici. Ask him about the nanny. Insist that... the dădacă. Ce știi de dădacă? Cine? The old man had the affair with. What do you know about her? Dădacă cu care bărbat centaică s-a înșelat pe soția ei. Ce-ți pasă de dădacă? A fost acum ani buni. I'm telling you, she's in... And Christ, this is all... Cred că ne trebuie multe dovezi, mă. Nu cred că e îndeajuns cu dădaca. Iar poza, uite-te la dată. Ziua aia l-a omorât. Ziua în care el a fost omorât, era departe, nu înțeleg. Ne trebuie dovezi noi, asta e toată chestia. Ok, bradere, te mai ducem o dată, că n-avem ce să-ți facem. Nu iar! Eee, Macarena, poți să mă împuși și pe mine? Fuck this shit, I'm out. Oh, shoot. Out cold. Săraca femeie, s-a dus să culce și când se trezește sunt doi oameni morți la ea în casă. Ah, nu s-a împușcat? Oare dacă se împușca în cap, mure instant? Sau? Avem experți în secțiunea de comentarii? No. God. Naiba! What is that? I can't even get that right. Cât de dificil e că se referă să se omoare. He won't listen to us. Nu ne ascultă. Cum îl fac să ne asculte? Hai să scoatem de acolo. Nu cred că o să terminăm jocul în episodul ăsta deja. Nici nu știu de cât timp mă joc asta, că sunt curios. What? Current session. Ah, nu, cam tot ieșit din joc. Da, cred că ne jucăm de vreo oră, sincer. Am ieșit din joc, că nu știu cum să dai restart în jocul ăsta. De fapt, să dai restart și pe ușă, deși nu m-am gândit la asta, lol. Eu ieșeam din joc. Ok, deci am ceasul, vreau să vorbim cu soția. Hai să încuiem noi ușa și să lăsăm grijala. Nevastă, hai să discutăm un pic. Știu ce ascunzi în sistemul de ventilație. Gura de ventilație. Ce? A man told me you killed your father. Un om mi-a zis că ți-a omorât tatăl. What the fuck? I don't even know how to say this, but look, I'm living the same few minutes over and over. Iar și iar. What? Look, I know how your father died. How he really died. Cum chiar a murit. I don't know what you think. Nu știu de ce crezi, dar... He caught you sneaking out. Ajunul Crăciunului, te-a lovit. How could you? De unde știi? I couldn't, right? Tu mi-ai spus. He told me in a previous loop. I... What? Look, I'm on your side. Sunt de partea ta. On my side? De partea mea? Oh god, look, I couldn't. Eu nu am putut, nu am știut cum să-ți spun. Please. Te rog, vorbește cu mine. Will you just say something?
I wanted to tell you. Am vrut să spun doar că I'm sorry. I know it doesn't matter, but I am. Chiar îmi pare rău. Will you just say something? Spune ceva, orice. I can't take this. Nu mai suport silence. Liniștea asta. God. I wish. Why did you have to ask me about it? Why did I tell you? De ce a trebuit să mă întreb de asta? De ce ți-am spus? Și cred că acum o să întâlnească cu ăla iar pe scări, nu? 100%. O să ieșim ca să resetăm ziua. And we're back. And we're back at it again. Deja s-a obișnuit. Și nu vă să încapare butonul ăsta aici. Sunăm direct pe fetița ei. Lui. Fetița lui, copilul lui. Hey, hey. Și îi spunem noi informații că, gen, tatăl tău vrea să-mi omoare soția. De ce îi spune asta? Soția mea e inocentă. Tatăl tău nu ascultă de noi. Dar te rog, spune-i să ne asculte. Nu, de ce? Te rog. Face o greșeală mare. Mistake mare. Ok. Faza e că el ne-a spus că ascultă doar de mama lui și de copilul lui și că mama lui a murit, deci ascultă doar de copilul lui. Dacă zic copilul lui să-l sune, el o să asculte de noi. Acum, nu știu care e șpârla, dacă îmi trebuie ceasul 100%. Poate ca dovadă? Stai un pic, stai așa, vizionule. Și mergem și vorbim cu soția și spunem... There is a good time for dessert. I'm living the same. Deci zic că retresc iar. Tell her what happened the night she ran away, explain in more detail. Look, how he really... Știu cum a murit tatăl tău. He hit you. De unde știi? Sunt look, prins într-un loop de ăsta care se tot repetă. Sunt de partea ta, deci mai zicem astea o dată. Please. Te rog, vorbește cu mine. Și de data asta o să vorbim cu ea. Talk about her past. Ask about the details. Could you tell me again? Să ne povestesc din nou din noaptea aia. Trebuie să știu. It was creepy. They caught me trying to sneak out. Deci încercam să mă frișez. I'd never seen it, but my dad had a rough side and I was... Baby, I'm so sorry. Deci l-a împins la maxim pe tatălei și n-au mai avut... Shock. I don't remember grabbing the gun. Nu mi-aduc aminte că am luat armă. Shot him. I grabbed the watch and ran. I'm not sure I'm fugit. Mi-am ucis tatăl. You needed to know. Now you know. And I'm still here. Cum știi? Încă sunt aici, încă tine. Yeah. For now. Ma, momentan. Say you forgive her. I need to think about this. Nu trebuie. Cred că trebuie să-i spun cu ieri. I wanted to tell you. So. Stai, mă, așa. I forgave everything. All that matters is that we have. Contează că ne avem unul pe celălalt. Yeah. But you won't forget this. Dar nu o să uiți de asta. Neither of us will. Niciunul din noi nu o să uite. Things like this. Why did you sell the watch? Why did you give the watch? Tell her Polaroid proves that she didn't kill him. You didn't kill him. What? When you shot him, he survived. Când l-ai împușcat, el a supraviețuit. Așa. He didn't die. Nu a murit. S-a recuperat și altcineva l-a omorât de Revelion. Nu erai tu. Poza de pe frigider. Tot timpul ăsta. Și pregătită mai un bărbat o să vină la ușă. Și o să spună că l-ai omorât. Tatăl tău. Ok. I'll be ready. I need to sit down. Ok, scuze că vorbesc peste ce vorbesc ei, dar altfel n-am cum să traduc. Că se strâng prea multe. Deci, practic, i-am explicat soției și a înțeles că vine un om acum la ușă și bate. Și acum omul ăsta vorbește, că a zis că zice, hey Bumblebee. What's up? Vorbește cu fata lui. And some cop guy is coming? Okay, we'll tell him the truth. Să-i spui adevărul. Scumpă, cred că ai fost păcălită. Te-a amenințat? Deci acum a primit taică-sul apelul. 8 years. Toți ani ăștia am crezut că... Oh, okay, I'll listen to him. Ok, o să-i ascult, dar scumpă. Yeah. I thought he was dead. Nu te îngrijora, voi avea grijă. If I had known. Am crezut că a murit, dacă aș fi știut. Love you more.
Eu te iubesc mai mult, zicea la ușă polițistul. Sorry, this is just... E prea mult pentru mine, zicea. Nu-i vine să credă că ea nu l-a omorât pe tatăl ei. All right, is that him? Okay. Hai să vorbim. Get on the ground. Oh shit. Wait, please. Wait. Stop. I have something you need to see. Am ceva ce trebuie să vezi. What did you say? Ce spui tu? I didn't kill my father. Nu am ucis tatăl, am dovezi. There's a picture of me the day he died. O poză cu mine, ziua în care a murit. Eram foarte departe, arată. Please look. În frigider, uită-te, te rog. Nu te mișca. Bă, ăsta, zici că e agentul 47. Ah, naiba să fiu. Listen. I know. Știu că tatăl meu a fost important pentru tine. I miss him too. Și mi-e dor de el. I always thought. Era un crezut. You weren't there. Că nu erai acolo. But then I don't know. But it wasn't me. Nu eram eu. I'm sorry. Îmi pare rău, chiar îmi pare. I really am. My daughter, she She's all I care about. She's dying. Cancer. Fata mea e pe moarte, cancer. I can't pay for the treatment. Și nu pot să plătesc pentru tratament. Ceasul ăla. Ar putea acoperi tratamentul și să plătească. Thank you for not. If you told her. Dacă îi spune pentru ce stai aici, n-ar mai vorbi niciodată cu mine. I'm going now. Plec acum. Wait just a second. Stai un pic. Ceasul am eu. Mom, let's give him the watch. Hai să-i dăm ceasul. Ok, dude. Ca să-i salvăm copilul. Take the watch. Ia ceasul. I'm pretty good at finding people, obviously. Mă descurc să găsesc oameni. O să găsesc cine ți-a omorât tatăl. Mulțumesc. Un lucru te-ar putea ajuta. What? Când l-am găsit, pierduse mult sânge. Am încercat să opresc, dar n-am putut. Spunea ceva. Cuvântul monstru, iar și iar. Mereu m-am întrebat ce înseamnă. De fratele meu, oh, Doamne. Ai un frate? Mama mea a avut dreptate, mereu. Când tatăl meu a înșelat mama mea, era un bebeluș, un băiat. Știam că a înșelat, dar n-am menționat copilul. Always yelling at my dad about the monster. That's him. I didn't know. I'm sorry. Deci mama ei îi spunea tatălui de acest monstru, fiind copilul mic, gen fratele ei. Îmi pare rău, o să-l găsesc. For you and pentru tine și pentru el. Mulțumesc. Wow. Good ending, boys. So what happens now? Se întâmplă acum. Is it over? S-a terminat? I think it is. Cred că da. Yeah. S-a terminat. Now we can go find your brother and putem găsi fratele acum și să trecem peste. Da, wow. Yeah, wow. I never thought I'd be able to tell anyone what happened. Nu credeam că voi putea spune cuiva ce s-a întâmplat. Credeam că o să țin secret toată viața. And you're still here. Dar tu ai ascultat și încă ești aici. I'm not going anywhere. Ți-am spus că nu plec nicăieri. Chiar te iubesc. Really. I really love you. Și te iubesc. Ah, shit. După toată munca aia de explicat, reset. I just don't know. Nu mai știu ce să fac. Ok, deci am ajuns până undeva, dar nu e finalul. Adică tipul tot vine să ne omoare, însă cred că trebuie să-l găsim pe fratele ei cumva, habar n-am, și să vedem care e toată faza. Și e interesant, îmi place jocul. Adică, ideea jocului îmi place mult de tot. Știți ce mi-ar plăcea și mai tare? Imaginați-vă Detroit Become Human combinat cu jocul ăsta. Ar fi genial! Gen, sincer, ar fi un joc de nota 10. Cineva trebuie să facă așa ceva. Un joc, dar cu multe posibilități. Cum era Detroit Become Human. Dacă n-ați văzut jocul, Detroit Become Human, căutați pe YouTube Rafael Detroit Become Human, genial jocul, foarte tare seria. Practic este un joc în care ai foarte multe alegeri și orice faci te duce la o altă alegere. Genul ăla merge exact pe chestia asta, știi? Pentru că e șmecher. Tu rejoci iar și iar, dar mereu descoperi câte ceva nou. E chiar tare. O să mai continuăm data viitoare cu poate finalul, cred?
să vedem care este adevărul suprem, dar măcar am văzut posibilul final, gen, am înțeles și ăla a plecat și totul e în regulă. Acum că avem multe informații, vedem data viitoare ce se mai întâmplă. Dacă v-a plăcut episodul, apăsați numai și unul de like, geodea în descriere, GIF-ul în descriere, v-am lăsat, pooo!